Vom căli ceapa. Ceapa o călim doar câteva minute, până când aceasta se va înmuia. Vom mai avea nevoie de 300 de grame de orez, pe care îl voi spăla. Îl voi pune peste ceapă împreună cu apa. Apa o vom pune cât să acopere orezul și ceapa și vom amesteca până când orezul se va umfla. Bineînțeles, vom amesteca din când în când. Adăugăm și sare. Sare după gust, bineînțeles. Puțin piper sau alte condimente pe care le preferați. Orezul nu trebuie să fie foarte fiert, deoarece va mai fierbe și împreună cu ardeiul gras. Am pus și condimentele. Eu am pus coriandru și puțin delicat. Acum voi opri focul și îl voi lăsa puțin deoparte. Iar între timp mă voi ocupa de ardei pe care îl voi scobi și îl voi curăța de semințe și bineînțeles îl voi spăla. Ardeiul este gata, curățat și spălat. Am adăugat și puțin mărar în compoziție. Amestecăm bine. O potrivim de sare. Și vom umple ardeiul cu ajutorul unei lingurițe. Bineînțeles că dacă doriți să mai puneți și alte ingrediente în această compoziție, este opțiunea dumneavoastră. Puteți adăuga morcov sau alt fel de legume. Am terminat de umplut ardeiul și am pus și bulionul. Apă am adăugat până aproape de ardei și acum voi lăsa la fiert până când acesta va fi gata, aproximativ o oră la foc mic. Voi mai adăuga și puțină sare ca să își treagă apa împreună cu ardeiul sarea și voi adăuga și un puțin ulei pe deasupra. Ardeiul este gata. Uitați ce bine arată. Am mai completat cu apă atunci când apa s-a mai evaporat. Vă doresc poftă bună și toate cele bune!